Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Domnul Zafiu, la dumneavoastră se mai ridică gunoiul acolo în sectorul 1, că înțeleg că au fost niște probleme. Da, și-a revenit treaba. Și-a revenit, da. Și-a revenit gunoiul. E da. Bine, bun. Franțuzai ca și face treaba. Poate e exemplu de la Malmö. Malmö în Suedia este un oraș, Malmö. Așa. Yes. În care poți să ajungi, dacă faci greșeala, să ajungi în Danemarca, ca turist. Nu zic cum o fi să lucrezi acolo, probabil că e foarte mișto, dar dacă faci greșeala să ajungi ca turist român în Danemarca, tip Copenhaga, practic toți banii pe care i-ai pus deoparte pentru vacanța respectivă se termină în primele zile, în prima zi, a doua zi. Atât e de scump. În Danemarca. În Danemarca, da. Dar din Danemarca se poate lua un ferry și se traversează în Malmö. Sau podul lung de tren, eu am mers cu trenul. Care merge și pe dedesubt. În urmă cu 12 ani, cred. Așa este, da. Este cel mai lung pod. Aha. Din Europa. Da. Și oamenii se gândesc, mamă, o să luăm trenul ăsta și intrăm pe sub apă cu el, o să fie super spectaculos. Să aiurea, că de fapt nu se vede nimic, pentru că tu la un moment dat intri într-un defileu de beton, logic, și nu vezi decât pereții de beton și după aia se face întuneric. Ok. Da. Păi nu vezi când intri în apă, că dacă ai vedea când intri în apă, ar fi inundat. Eu nu mai amintesc călătoria cu trenul, că mi-amintesc doar când am ajuns la Malmö. Așa. Da. E, bine, am fost în luna ianuarie foarte inspirat. Este ceva... Genial. Da. Frig, vânt. E cumplit. Da. Și am ajuns la Malmö și în Malmö e un turn răsucit, așa. E singurul obiectiv turistic din Malmö. E frumos. Dar să știi, eu am fost în iulie și tot așa. E frig, nenorocire, vânt. Practic, da. Eu n-am fost, să știți, niciodată în Suedia, dar am auzit că frig, e frig rău. Frig, vânt, da. Neplăcut. Bun. Deci, ca să revenim la subiectul nostru, că ne-am luat cu vorba, în Malmö, Suedia, primăria încearcă să încurajeze cetățenii să mențină curățenia. Unde în Suedia mie mi se pare cum că este foarte curat, dar să mențină și mai bine curățenia. Și pentru asta primăria a montat coșuri de gunoi pe stradă, care, spun ei, cică vorbesc sexy în suedeză. Deci ideea de expresii sexy în suedeză mi se pare ușor oximoronică. Dar avem sunetul. Fiți atenți. Deci când deschizi capacul, îți zice chestii din filme porno. Înțelegi? Cum? Asta e sexy în suedeză. Asta e universal. Sunt niște coșuri de gunoi ca la restaurantele alea unde te duci și îți arunci singură. Mă, să nu vreți să vorbească fata sexy. Ce să nu înțelege nimeni? Aia, mă rog. Înțelegi? Asta este, deci sunt. Da. Deci, după părerea mea, singurul film porno suedez acceptabil e un film suedez porno mut. Da, cred. Altfel, cea mai bună variantă. Da. Băi, deci se spune că dacă moartea vorbește vreo limbă străină sau vreo limbă, este suedeza. Așa am citit. În halul ăsta ai simțit-o numai? Păi n-ai ascultat mai devreme. Dar nu prea se înțelege, doar onomatopeile. Păi, nu se înțelege, normal, că asta este și ideea. Deci coșurile de gunoi vorbesc murdar, fac parte dintr-o abordare a autorităților din Malmö, scrie Observator News, de a-i convinge pe cetățeni să coopereze în eforturile de păstrare a curățeniei pe străzi. E cu forță, cred. Adică dacă nu faci, atunci este altceva. Și proiectul a început în 2017 cu 18 coșuri vorbitoare, au mai rămas numai 2. Și întrebarea e ce s-a întâmplat cu celelalte. Adică le-au distrus sau perversi le-au dus acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.